Concertul extraordinar de colinde, Colindăm, Doamne Colind, a fost susținut de către Corala Preoților din Protoieria Râmnicu Vâlcea, Corala Seminarului Teologic Sfântul Nicolae și clasa de canto a profesoarei Monica Valentina Scurtu de la Liceul de Arte Victor Giuleanu din Râmnicu Vâlcea. La eveniment a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, Andra Bică. Episcopia Râmnicului a fost reprezentată la eveniment de vicarul administrativ, preotul Mercur Daniel Apostol. Hristos se naște slăvitul, Hristos din cerul e divinat. Și aceste cuvinte descriu pe total această perioadă până în nașterea, pe care o petrecem până în sărbătoarea nașterii Domnului, și acum ne dă două dimensiuni. Întâmpinarea care se face cu anume pregătire, o pregătire pe care o vedem toți și o avem toți în clasele noastre pământești, o pregătire care se înfăptuiește prin curățarea casei și potopirea acesteia, dar această întâmpinare se face și prin pregătirea și potopirea casei sufletului. Casa sufletului se pregătește și se curăță prin taina Sfântului Spovedanii, și se împodobește prin Harul Duhului Sfânt, împărtășit nouă, prin taina Sfântului Împărtășeană. L-am slăvit și noi, de fapt, Părintele Profesorul Domnul Marius de Voci, minunate, l-au slăvit pe Hristos în această seară, prin aceste colinde minunate, din arealul spațiului românesc, am văzut, am avut colinde din Ardeal, am avut colinde din Suceava, din țara românească, deci a fost prezent în toată România. Le mulțumim că ne-au colindat și ne-au adus vestea cea bună a nașterii Mântuitorului. Le dorim sănătate și din partea mea prezențitului, lor și dumneavoastră. Vă urăm și vă transmit arhierești și părintești de binecuvântări și fie ca sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos să aducă în casele dumneavoastră
pace, sănătate, belșug și sportul pontecesc. Concertul s-a desfășurat cu respectarea normelor impuse de pandemia de COVID-19.